Ieri după amiază, pe stadionul orășenesc din Mioveni, s-a disputat finala Cupei României, faza județeană, meciul dintre Unirea Bascov, echipament alb, și Gloria Bervești. Proaspăt promovată în Liga 3-a, echipa din Bascov și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 4-0. Scorul pauzei a fost 1-0 după reușita lui Taudor în minutul 23, iar Robert Dalu a dus scorul la 2-0 în minutul 60. Trenea Sandelu. Intrat pe teren în uralele propriilor spectatori, antrenorul Adrian Dulcea le-a arătat acestora că nu și-a pierdut apetitul pentru gol. Mai întâi a dus scorul la 3-0, iar ultima fază a jocului a mai marcat o dată, stabilind scorul final cu o execuție de mare atacant. Așadar, într-un interval scurt de timp, Dulce a marcat de două ori, stabilind scorul final Unirea Bascov-Gloria Bervești 4-0. Câștigătoarea Cupei României, fața pe județ, ediția 2018-2019, ACS Unirea Bascov! Pentru Unirea Bascov, aceasta este a treia cupă câștigată în ultimii ani, după cele din 2014 și 2016. Un trofeu impunător a primit și învinsa Gloria Bervești, formație care în acest sezon de cupă a reprezentat cu succes zona Mușcel. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. Sportinmuscel.ro. Sportul în Muscel, secundă cu secundă. După finala Cupei României câștigată de Unirea Bascov, conducerea Asociației Județene de Fotbal Argeș a premiat echipele care au încheiat sezonul 2017-2018 pe podium în toate competițiile pe care le organizează. Vă mulțumim că ați participat în așa număr destul de mare totuși la finala Cupei României și la festivitățile de premiere pentru laureatele competițiilor județene Argeș. Așa că în fiecare an primim primele trei locuri la toate competițiile organizate de AJF Argeș și golgeterii competițiilor de seniori și juniori A1. Festivitatea de premiere a început cu cei mai tineri fotbaliști, grupele de copii și juniori de la cluburile din județ, răsplătite pentru rezultatele din acest sezon. Din zona Mușcel, în competiția juniorilor, un trofeu a primit CSS din Nicu Golescu Câmpulung, locul al treilea la juniori B1, iar la echipele de seniori premiate au fost ocupantele primelor trei locuri din seria Nord, ASE Cetățeni, ASE Lerești și Rapid Davidești. Campioana seriei Nord, ASE Rapid Davidești. Bravo, băi! Golgheterul seriei Nord este Claudiu Tătulescu de la Rapid Davidești, autor a 37 de goluri. Un alt trofeu, dar și un rând de echipament sportiv, a mers la campioana seriei Centru în campionatul județean Voința Budeasa.
Good luck. Bravo, Viti. Good luck. Asta e astea locul. Sigur? La cupa României. În Seria Sud s-a impus în acest sezon Viitorul Lunga Corbului, acolo unde a mers un alt trofeu, oferită de AJF Argeș prin vocea președintelui Corneliu Sorescu. Campioana Seriei Sud, ASE, Viitorul Lunga Corbului. Nu putea fi uitată Unirea Bascov, campioana diviziei D, premiată pe repede înainte din cauza condițiilor meteo, mai exact a ploii, care s-a abătut spre finalul festivității. Așadar, o seară frumoasă pe stadionul orășenesc din Mioveni, cu zeci de trofee de toate dimensiunile, care au răsplătit astfel munca de pe steana echipelor din județul Argeș în sezonul 2017-2018.